Mulțumesc foarte emoționat Andrei Răsuceanu și lui Radu Paraschivescu pentru lucrurile așa de generoase și de grozave pe care le-au spus despre cartea mea. Cumva, într-adevăr, așa cum spunea Radu înainte, am scris la cartea asta în ultimii 3 ani și anul din urmă se suprapune cu anul de proteste din, de la Văvedem din Sibiu și e o senzație foarte bizară când tu scrii în carte despre locul ăla și după aia te duci să protestezi acolo și apoi te întorci acasă, acolo în fața sediului PSD și în fața catedralei care, mă rog, urmează să aibă un destin cam exploziv și ai vrea ca sediul ăla să aibă destinul respectiv, dar mă rog, nu e după cum vrei tu, ci după cum vrea literatura. Însă, de fapt, istoria cărții coboară și mai mult. Eu am vrut, exista o glumă făcută de Times New Roman despre un ministru, Dan Șova, spuneau Dan Șova e un tip precoce, el era prost de mic. La fel, și eu am fost un tip precoce, eram megaloman de mic și de mic voiam să fiu și poet, și prozator și să încerc să cartografiez din literatură cât se poate mai mult. Și când eram student, scriam în paralel proză și poezie. Scriam la un roman despre Sfântul Augustin, pe care îl duceam lui Mircea Ivănescu. Și Mircea Ivănescu mă încuraja să-l continu, îi făcea mai mult decât poezia mea. Și am tot continuat, am scris cam 150 de pagini din el, însă m-am oprit pentru că mi-a dat seama că era cam 10% din romanul pe care voiam să-l scriu, deci era ceva de-a dreptul faraonic. Și am scris în continuare poezie. Am încercat de la o carte de poezie în alta, să nu mă repet, să fie, mă rog, temele sunt cam totale, a scris tot cu viața ta, cu biografemele tale, cu micile tale manii și compulsii, dar stilistic să nu se repete. Într-un fel să arate, știu eu, biografia literară, altfel Monstru Fericit, altfel Sebastian Invis, altfel Frânghia Înflorită, nu o să fac acum pomeni cu tuturor păcatelor mele literare, dar am încercat să nu se repete stilistic de la o carte la altă. Și după ce, după vreme, după cantosul domestice, mi-am dat seama că nu mai știu cum să scriu poezie fără să mă repet. Am cam terminat modurile în care puteam să scriu la nesfârșit despre aceleași lucruri, despre aceleași amănunte. Și am zis, ce-ar fi pentru o vreme când o să reușesc să găsesc ghemul unui alt fel de a scrie poezie, să reușesc să găsesc firul, să încerc să revin la proză. Și m-am uitat peste romanul acela abandonat cu 15 ani în urmă și m-am luat de cap. Era tot ce poate fi mai greșit în proză. Era foarte, foarte adolescentin, foarte serios, foarte grav, cu gravitatea unui fel de Thomas Mann lipsit de umor și infinit mai megaloman decât a fost. Despre mântuire, despre păcat, despre Augustin, era cu, și cu Augustin și cu Ieronim și cu felul în care traducea Ieronim Biblia în latină, în fine, o aiureală foarte, foarte criticoasă și serioasă, dar am găsit totuși 30 de pagini care sunt și în cartea asta, care au putut fi salvate. Pe vremea aveam să fie un Faustus acel roman și am zis hai să încerc să scriu un fel de Faust, cum se poate scrie astăzi, adică fără convenția aia gravă, serioasă a romanului, dar care să funcționeze și dacă cititorul nu-și dă seama că ce are sub ochi este de fapt un Faust. Și să fie un roman despre doi studenți din Sibiu care, mă rog, fac studenți, adică citesc, beau, fac amor, se plimbă, se ceartă, se aruncă în aer unul pe altul, lucrurile obișnuite care se întâmplă în amor. Și am început să scriu această carte încercând să fac ce faci de obicei în literatură, adică să prinzi cât poți tu mai mult din frumusețea, oroarea, lumina, intensitatea asta destructivă a lumii. Cât poți să prinzi din asta în proză? Și am încercat să pun aici tot ce mi-am adus aminte. Și am ajuns inevitabil și la Crâșme, dacă spun despre studenți, nu pot să mergem la Crâșme. Și localul de pe care l-a pomenit Andreea înainte, acel local, acea Crâșma metafizică, i-am spus în roman Graalaj, a existat. Noi spuneam Ciuc, e cel puțin, nu, suntem mai mulți aici de față care au fost în acea Crâșmă. Era într-adevăr într-un garaj, pe strada Moscovei, pe strada Noica. Era un loc care seamănă foarte mult cu cel descris în roman. Un loc în care o barmaniță, la care țin foarte mult și care acum este printre protestatarii de la Văvedem din Sibiu, ținea barul, el deschidea, el îl închidea, ea făcea
admiterile, era un fel de regim de club, era foarte ieftin. Erau bănci de lemn într-o scundă tavernă mohorâtă, cu vorba unui poet destul de cunoscut, și foarte incredibil de ieftin, dar nu puteai intra decât dacă te verifica această barmaniță care în roman se numește Carina și îți făcea o verificare mai dură, sunt sigur, decât intrarea în Academia Română. Ce ai citit, ce știi, ce pasiuni ai, ce câtă muzică cunoști și așa mai departe, răspundeai pentru oamenii pe care îi aduceai. S-a format acolo o comunitate umană extraordinar de atașantă. Aproape toate modelele care apar aici sunt de acolo, inclusiv lucrurile cele mai incredibile, adică agenți comuniști, filoteroriști, anti-americani care încercau să sprijine terorismul anti-american, erau acolo. Era un tip care apare și în carte și care e de acolo. Ce să spun? Am spus la ea cu pasiunea cu care scrii poezie. Atunci când scrii poezie, încerci să găsești în fiecare vers, în fiecare imagine, intensitate și frumusețe. Ești obligat să faci asta, ca să ții cititorul acolo. Și am încercat să scriu frazele din cartea asta, ca și când fiecare frază ar fi un vers dintr-un poem. Să aibă intensitatea, să capteze ceva din frumusețea asta dură a lumii din jurul nostru. Știu că asta face întotdeauna dintr-o carte un roman care nu e, cum spunea Radu, page turner, sau nu e o carte care să te țină de la cap la coadă și te obligă să o lași din când în când în mână ca să poți respira. Nu poți mânca miere cu polonic. E și riscul de a plictisi, evident, e mare. Dar pentru mine literatura, dacă nu este un mediu care să prindă neam frumusețea și eroarea, așa cum se prind muștele de benzii de alea religioase alternate de baba, nu înseamnă nimic. E singura justificare a literaturii asta. Să fie un mediu atât de gravitațional încât să prindă în el tot ceea ce face specia asta remarcabil și spune și adică și frumusețea și oroarea. Mai mult de atât, nu știu ce să vă spun acum. Le mulțumesc încă o dată și lui Radu, care când am primit acel mail de la el, eram într-o zi mai, ca să folosesc așa o mască de poet damnat, era într-o zi grea a vieții mele, și am primit acel e-mail de la Radu Paraschivescu, în care spunea lucruri foarte frumoase despre cartea pe care citeam, și a însemnat tare mult pentru mine, a însemnat că cel puțin o parte din proiectul ăsta faraonic și megaloman a reușit. Și mulțumesc Andrei pentru încrederea pe care a avut-o. Așa cum a spus ea acum 2 ani, 3 ani, mi-a zis îmi dai o carte pentru colecția mea, am zis sigur că da, dacă voi reuși să o scriu. Și pe măsură ce scriam, uiteam fel de rapoarte. Sunt mai am puțin și termen. Take your time, stai liniștit, am încredere. Și încrederea asta pe care o simt din partea unui, nu doar unui editor, ci unui scriitor grozav, cum e ea însă și romancier. Amândoi sunt doi romancieri de dur. Contează foarte mult. Adică te ajută să-ți vezi de literatură ca și că literatura ta chiar ar conta. Ceea ce e cel mai bun lucru pe care îl poți cere. Mulțumesc!